Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Ieri am trimis un mesaj pe grupul de proteine. De obicei nu trimit proteine duminică, dar ieri efectiv, făcând asta foarte devreme, am pierdut noțiunea timpului, nu am realizat că eram duminică și am trimis dimineața și apoi am realizat că eram duminică, așa că nu am schimbat obicei, hai să zic, a fost între ghilimele o greșeală că am postat proteina duminică. Nu postez, uneori pot posta un mesaj, să zic, de predică, de biserică, dar nu o proteină duminică. De obicei, duminică este pauză. Ok, asta e caz că cineva s-a uimit de ce am postat. Hai să zic, a fost o greșeală, între ghilimele. Probabil, să sigur, cineva a fost poate încurajat sau poate învățat ceva. Aș vrea să vreau să merg mai departe, să termin capitolul 9 din Ester, să mergem repede în capitolul 10 și să încheiem cartea aceasta. Totuși, citind din nou capitolul 9, am văzut ceva acolo care trebuie să împărtășesc cu tine și trebuie să împărtășesc cu tine în diverse proteine, nu într-una, pentru că este așa de important și așa de actual ce am văzut acolo. Și ce am văzut? Ce am văzut? Ce am văzut? Înainte să citesc versetul, e un verset acolo în capitolul 9, aș vrea să-ți spun că chiar Domnul Iisus ne pune în gardă și ne vorbește în diverse feluri de faptul că avem un dușman și de faptul că trebuie să avem grijă. Când un om de statura lui, când un om de înălțimea lui, îți spune vegheați și rugați-vă. Și mai târziu, Biblia zice vegheați și rugați-vă că-ți potrivnicul vostru. Când un om ca Domnul Iisus spune la ucenici, Petru, cel rău va cerut ca să vă cerne. Domnul Iisus nu avea o problemă să vorbească despre realitatea împărăția satanei. Și chiar să a dat anumite avertismente. Deci, pentru că s-ar putea la un moment dat să te gândești, apoi de ce trebuie să vorbim de dușmanul nostru, de ce trebuie să vorbim de dușmanii noștri și așa mai departe, mai bine vorbim despre cerul. Pe chiar cerul făcut trup, chiar cerul întrupat pe pământ, când a venit pe pământ, ți-a vorbit și despre dușmanul care vine în timpul nopții. Când oamenii nu sunt atenți, dușmanul care distruge când oamenii dorm, când oamenii nu sunt atenți. Deci, aș vrea să spun că dacă Domnul Iisus a putut vorbi despre dușman, dușmanul sufletelor noastre, înseamnă că este un subiect esențial pentru noi. Nu cu scopul de a ne speria sau să fim terorizat de el sau să ne gândim tot timpul la el. Nu.
d'arcoscope, vous savez, conostine, c'est élémentaire et c'est des bases. C'est une légende que tu n'as avec la face. Je compte pour ça n'importe qui. Je sais que c'est un Pendant que je suis allé au texte, je suis allé au texte, je suis allé au capitole, non. Je suis allé au texte, je suis allé au texte. Je suis allé au texte, 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 je suis